conformitate cu prevederile ordonanței de urgență numărul 11 din 2020, din 4 februarie 2020, privind stocurile de urgență, precum și măsurile aferente instituirii carantinei publicată în Monitor Oficial, Ministerul Sănătății este cel care instituie carantina în cazul unui risc iminent pentru sănătatea publică, ceea ce, în situația dată, nu face obiectul. În prezent, situația la care se face referire nu necesită măsuri de carantinare pentru membrii familiei acestui cetățean care s-a întors din China duminică, ajungând în România via cu escală în Dubai și la Otopeni, de unde a fost preluat, monitorizat și investigat în fiecare zi din punct de vedere al evoluției sale clinice. Starea lui de sănătate este favorabilă, nu prezintă absolut niciun fel de semn clinic care ar putea ridica o minimă suspiciune de o anumită posibilitate de patologie virală. Dar la ora actuală, bărbatul este izolat la domiciliu? Este autoizolat, nu există posibilitate prin care să se poată institui carantina. Carantina este o măsură profilactică care se utilizează în cazul de izbucnirea unor boli contagioase cu caracter epidemic sau pandemic. Măsurile constau în modalitatea de prevenire și extindere a bolii, prin evitarea contactului dintre persoanele sănătoase și contactul cu persoanele bolnave. În acest caz nu vorbim de o persoană bolnavă, este o persoană perfect sănătoasă. Măsurile sunt, bineînțeles, de ordin profilactic, de parte de dezinfecție sau, dacă este posibil, vaccinarea, lucru care în acest moment nu se impune, având în vedere că persoana este perfect sănătoasă. S-au recoltat probe pentru a fi trimise la laborator? Nu necesită recoltarea de probe, dânsul vine dintr-o zonă care nu reprezintă în acest moment decât un tranzit din zona care este considerată potențial infecțios.